Juminiunii, eu sunt Ion Plays și bine am găsit cu un nou episod de 60 Seconds. Astăzi vom juca pe Apocalypse. Aaaa, de ce vreau să mă duc pe Little Boy? Poate supraviețuiesc și eu. Nu, dar nu o să se întâmple. Deci, am citit comentariile și toată lumea spune să o iau pe Mary Jane și pe Timmy. Timmy aduce chestii bune, dacă îi dau, trebuie să verific. Din câte am înțeles, dacă îi dau masca sau scout book-ul. N-am înțeles exact, supă căcălău. Aici avem masca. Hai să luăm direct masca și arma. Mai pot să iau spray-ul. N-am putut să iau spray-ul din păcate. Hai să fugim repede la shelter. Cineva mi-a spus să iau copiii direct, să nu mai stau pe gânduri. Hai că l-am luat direct pe Timmy. Nu mai stăm pe gânduri, săracul Timmy de obicei e lăsat pe din afară. Shit. Scoutbook-ul, aici era scoutbook-ul, hai că l-am găsit într-un final. Am găsit și gloanțele acolo, dar na. Apa. Am putut să iau radioul. Oh, nice. Mâncarea o să iau la urmă. Pe Mary Jane, parcă n-aș lua o două încolo pe Mary Jane. Hai, am apă. Și mai am mâncarea din față. Știi ce? Mă gândesc să iau și pe Mary Jane. Hai, doar de mi-l luăm și pe Mary Jane. Și mai luăm și apa. Medkit-ul nu l-am luat, din păcate. Na, dar acum ce să facem? Am luat măcar câte ceva. Cred că am luat suficiente resurse, mâncare, cel puțin. Am luat radio, am luat scoutbook-ul, am luat toporul, am luat arma. Radio l-am... Da, am luat radio. N-am luat medkit-ul, am luat masca. Am luat cam tot ce-mi trebuia, ce era esențial. Deci, pe Mary Jane o post... Stați o secundă, că până e pe loading screen, hai să mă duc repede în comentarii, în secțiunea de comentarii și să văd cu Timmy, că n-am înțeles exact. Avem 5 apă, 6 supă. Și am găsit și lanterna. Ok. Da, 6 supă. Avem cărțile de joc, 2 secunde. Vreau să verific ce-mi zicea cu Timmy. Acea bonată. Deci Danny îmi spunea, ia-i pe toți în afară de Dolores pentru că mănâncă mult și dacă o trimiți afară, ok. Mary Jane afară cu masca de gaze aduce multă mâncare. Nu știu ce era cu Timmy. 2 secunde. Nu mai e mult. Timmy, unde-i Timmy? Unde-i Timmy? Tot îmi zice Timmy cineva. Așa, Paul Joldes. Hai să vedem. 5 în 5 zile, asta știam și eu. Pe Timmy trimite-l mereu cu top poru sau cu scoutbook că îți găsește mai multe și pe temerul cu gaza mască și grasa nu valiza. Ok, deci pe Timmy trebuie să-l trimit cu toporul sau cu scoutbook-ul. Ok. Știam eu ceva, dar nu de masca de gaze. Știam eu ceva că trebuie să-i dau toporul sau scoutbook-ul. Scoutbook-ul parcă nu-i l-aș da. Îi dau toporul dacă e lui Timmy. Deci era ceva în cornerul. Shit. Deci aparent era un șobolan în colțul bunkerului nostru și cred că l-am omorât cu toporul. Săracu. Orice ar fi fost era mort, dar ok. Ceva mi-a spus că trebuie să le dau apă și mâncare înainte să plece. Deci Timmy, tu pleci cu scoutbook-ul. Am o presimțire că o să-mi aducă mai multe chestii cu scaubucul decât cu toporul. Nu știu, la ce l-ajută pe un copil mic, gen Timmy, un topor. Dar scaubucul, na, e freaking cercetaș. Ok. Fuck. Radioul putem repara cu scoutbook-ul. Harta nu o putem repara cu scoutbook-ul. Deci până în alt ar trebui să păstrăm harta și... regret un pic alegerea. Reget puțin alegerea, recunosc. Acum, ce vor ei? Ce vor? Apă. Apă. Le dau apă și mâncare, ca să nu mă trezesc. Ok. Era un game. Era din asta de pariuri. Credeam că e ceva important. Nu. Mai bine. Mult mai bine. Gambling-ul. Pariatul este un obicei prost, da, adevărat. Nu vor nimic.
Nu putem să facem multe chestii în acest micuț bunker. Dar știți ce pot face eu aici de la calculator? Să beau apă. Ah. Ok, a sunat atât de wrong. M-am înnecat un pic. Un joc silențios. Sunt tipii aia care sunt gen medici, dar medici falși. Vă, dacă sunteți de ceva vreme la mine pe canal cu 60 Seconds, știți prea bine la ce mă refer. Ok, radioul săracu e mort acolo, îl vedeți săracu. Oh. Timi, nu. Cred că pe ziua 10 sau 11 se întoarce Timi. Nu vor nimic. Rodents, nu știu ce-s rodents, dar ne atacă supply-urile. Ne atacă resursele, nu-i bine. Ok, s-a întors Timi, are un medkit. Dar nu a venit cu scoutbook-ul. Shit. A pierdut scoutbook-ul. Shit. De asta mi-era mie. Acum trebuie să trimitem pe Mary Jane cu masca de gaze, n-avem de ales. Avem și preiul? Nu avem și preiul, din păcate. Shit. Și când speram și eu... Și nu poate să se ducă Mary Jane. De ce Mary Jane ești intilă uneori? Sper să devii mutant. Ok, nimic. Deja îmi pare rău că i-am dat scautul mai bică, mai bică, mai bine îi dădeam toporul. Tot nu pot să-i duc. Dacă era să luăm așa mai bine, luăm radio în loc de hartă. Ca așa aflam transmisiunile și mai... v-ați gândit, da. Nu cred din nou radioul. Păi, deci în ultima vreme tot ne dă varianta cu radioul. Și ghiciți ce, noi avem un radio care e stricat. Toată lumea vrea apă, Timi mai vrea și mâncare. Tot nu vor. Da, tipa tânără care vrea gloanțe pentru nu știu ce chestie mutantă. Ok. Ok, nimic special. Mary Jane toată. De ce nu poate să iasă Mary Jane? De ce nu putem să o dăm afară pur și simplu? Ok, Timmy și-ar veni, dar nu înțeleg de Mary Jane. E tired. Amândoi sunt tired, doar Timmy e ok cu toată faza. Deci am putea să-l trimitem pe Timmy cu toporul, dacă stau să mă gândesc. Nu vreau să verificăm ce este în... în servietă. De obicei e ceva nașpa pentru noi. Ok, nu mai avem apă. Auci. Timi și toporul. Hai să văd dacă este adevărat ce-mi spuneți voi cu Timi și toporul. Chiar sunt curios dacă e adevărată toată faza. Să sperăm că o să ne aducă chestii bune, Timi. Ale foame. Și sete. N-am ce să fac, mai am două sticle și un... Hai, trei sticle, aproximativ. Mai pot să-i țin, mai pot. În care avem suficientă apă. Oh, doamne, bine cu noi, eu vin cockroach și cu gândaci de bucătărie. Poate vine Timmy cu niște insecticid. Sau un scoutbook. Și un radio. Ar fi drăguț din partea lui. Când l-am trimis pe Timi, ziua 18. Oh, iarăși nu pot să doarm. Un scoutbook și un insecticid ar fi... Ce mă... What the fuck? Ce naiba mi-a apărut? Ceva de la...
Shit, mă... Eram sunat de ceva random. Ok, hai să mă deconectez de pe Skype. What the actually fuck? Ceva special? Nu, din nou servieta. Nu mai verific servietele. Întotdeauna cineva ajunge bolnav din cauza servietei. Unori apă, alteori este nașpa pentru noi. Ah, deci, hai că putem să-i omorâm cu arma, să sperăm că nu ne-a explodat. Na, nu a explodat. Și ne-a dus un scoutbook. Great job, Timmy. Great job. Ha, m-a ascultat. A adus și cărțile, deci trebuie doar să pară un radioul. A adus, ok. Și a adus-o porn apoi. A adus o apă. A adus. Ok. Apă și mâncare la toată lumea. Deci avem scoutbook, putem să reparăm radioul acum, teoretic. Mi-e milă de Timmy deja. Uitați ce dezamăgit este și o vedeți pe Mary Jane cum are fața aia de rață și comportamentul de găină. Oh, Doamne, asta e trist. Mi-e milă pentru Timmy. Poate ne apare opțiunea cu scoutbook să reparăm odată radioul. Ar fi chiar ok. Vor să mănânce? Nu. O să pierdem toporul, dar totuși știm eu să fie în regulă. Asta contează, că s-a zgâriat în ceva săracul. Și a trebuit să dezinfectăm cu un fier încins. Metal încins. Stai, de ce îmi trebuie și ăla acum? O, radio, de ce nu mi-apare opțiunea cu scoutbook-ul pur și simplu? De ce nu mă lasă pe mine să fac gen? S-a pus pe scoutbook, după s-a pus pe radio și pac, se repară așa prin magie. Ar fi drăguț. Ok. Am găsit o ușă secretă. Poate găsi mânca... Nu, apă, apă, apă. N-am găsit nimic. Decât un radio. Oh! Acum am observat. Shit, that's nice. Dar asta încă am prost cu resursele. Ah, fuck. Ah, e pentru mâncare totuși. Și cred că pot să repar cu scoutbook-ul masca de gaze, dar totuși. Oh, și n-am... Nu s-a stricat. Cât de norocoși să fim. Nu s-a stricat. Și 2-2. Și acum avem 3,75 apă. Ok, e perfect. Deci, e mai bine decât perfect. Ok, hai să-i lăsăm să alerge pe aici, că poate își revine Mary Jane și nu mai e nebună. Sau poate ne strică ceva. Ok, nu mai e nebună. Nu mai e nebună. Eram sigur că o să scăpăm de nebunie dacă facem asta. A, vor să mănânce ceva. Deci am auzit. Credeam că o să mai fie magazinul de la colț bun, auzim ceva îngrozitor și luăm arma și tragem după porcăria aia, nu știu. Și a speriat chestia, mutantul, orice fi fost. Scoutbook-ul. Nu mai ce să fac cu scoutbook-ul acum, nu mai mă ajută la nimic. Că totul e reparat, tot e ok. Vrea apă. Apă. Vor apă și mâncare. Încă o zi, Timi, te rog eu din tot sufletul. Și că am avea o poză cu unchiul Brian în scoutbook, mă cam îndoiesc. Gata, apă și mâncare. Nimeni nu se duce afară. Cred că și-a revenit ăsta. A, și-a revenit. Deci, aparent, dacă ai primește opțiunea cu Uncle Brian, își revine Ted. Dar că sunt obosiți, toți sunt obosiți. N-ale foame acum. Ha. Nu avem niciun trader care vrea
muniție n-avem. Sunt doar obosiți acum. Avem tot ce ne trebuie, dar oboseala îi omoară. Nu, hai să ne ducem, că era un joc de noroc cu două supe să-i dăm sau să câștigăm. Da, sigur, de obicei când se întâmplă ceva de genul, pierdem. Da, asta e trist. Nu, sunt tipii de Merry Men, nu. Nu. Hai să nu-i lăsăm înăuntru, nu vreau să mi se fure radioul din nou. Sunt tipii care iau de la bogați și dau la săraci. Și e ok să-i lași dacă, repet, dacă tu n-ai chestii. Gen, dacă n-ai radio și ăsta. Sau dacă n-ai doar radio, nu știu. Încă o zi, vă rog eu, copilași. Nu vreau să mai pierd. Acum nu mai îmi dă... Voi observați că nu mai îmi dă opțiunea de radio. Ok, apă și mâncare. Nu mai îmi dă pur și simplu. Ok. E ceva în zid și miroase urât. Cred că iarăși se îmbolnăvească te, din păcate. Nu s-a împlănit nimic. Din fericire. Dar am găsit o supă. Nice. Am găsit o supă pentru... Credeam că o să se îmbolnăvească Ted. Puteam să jur că Ted o să se îmbolnăvească la faza asta. Pe bune. Chiar puteam să jur. Da, aparent nu s-a întâmplat. Din fericire. Ok. Nimic special. Timmy tot e cu mâna lui. Asta moftică. Gen, i-am dezinfectat-o, dar dacă aveam medkit-ul, puteam să scăpăm direct de toată situația asta. Sunt obosiți. Ok. Se poate duce Mary Jane. În sfârșit, putem asculta la radio. Putem să o trimitem pe Mary Jane acum. Guvernul n-a căzut, aceleași lucruri, știu povestea. Îi dau doar supă, nu-i dau și apă. Îi dau doar masca. Când ne aduce resurse de gen, trebuie să mai stăm vreo 6 zile. Mai sunt fatig. Da, e deshidratat. Vor apă. Nu, încă o zi, Timi, te rog. Știu că ești bolnăvior, micuțule. Dar mai rezist o zi. Mulțumesc, Timi. Și el mai vrea mâncare, atâta tot. Era ceva cu barbecue vecinului. A mai fost odată povestea asta. Ok. Aparent, ventilația noastră s-a blocat. Hai să folosim scoutbook-ul să salvăm situația. Și s-a întors Mary Jane, dar nu ne-a adus apă. Ne-a adus supă. Gen, supa nu-i lichid, Mary Jane. Ne-a dus doar supă. Numai... Și ne-a dus o sticlă cu apă aia. Dar totuși ni s-a stricat și... shit. Oh, doamne, mi-e milă de tot. Voi îl vedeți cât de nașpa e? Hai că și-a mai revenit. Și-a mai revenit, gata. Acum mă simt mai bine. Deci... ok. Un safe în spatele hărții, întotdeauna e apă sau mâncare. Să dea domnul să fie apă. Ghiciți ce? A fost mâncare? N-a fost nimic. A fost o servietă. La ce ne ajută servieta? Gen, îi putem trimite cu mai multe chestii afară, știu de asta. Dar totuși, nu ne ajută la nimic. Și s-a îmbolnăvit și Mary Jane. Shit. De ce nu supraviețuim și noi? De ce nu ne iese? Niciodată nu a ieșit. E deja enervant. Știți ce enervant e? E nu mai pune de enervant. Oh,
Ai, samba piciorul. Mă gândesc cât de nașpa este pentru ăștia, gen să fie controlați de mine. E chiar nașpa. Vă zic eu că e nașpa. Măcar avem resurse. Oh. Ok, deci aparent ne poate... Guvernul ne-a rugat să lăsăm semne. Și Timi a plecat, fuck. Ok, patimii, nu o să ne lipsești. Nici nu-l mai întreb. Chiar era bolnav săracul. Hai să vorbim cu Mary Jane, poate își revine sau ceva. Încă o zi și le dau apă și mâncare. Cu apa stăm ok. A, glumesc, cu apa stăm chiar nașpa. Cred că mai supraviețuim maxim 15 zile. Maxim 15 zile. Deci, din asta mai avem 5, da, 15 zile. Dacă nu mai facem rost de apă. Chestie verde bine din peretele nostru. Scoutbook-ul. Deci Scoutbook-ul ne cam salvează în momentul de față. Nu știu cum să vă zic. Por mâncare. Le dau direct mâncare. Nu mai stau să... pe gânduri. Le dau mâncare la greu. Le dau din 3 în 3 zile. Din 2 în 2 zile. Doar să le dau mâncare. Să nu se mai plâng. Deci... is quite hungry. Ah, fuck. Este foame. Le este foame și nu înțeleg de ce. Pe unde le dau mâncare. Din 5 în 5 zile le dau mâncare. Ok, deci era un tip care cerea o sticlă cu apă. Nu ne permitem să-i dăm o sticlă cu apă. Ok, cum ni s-a stricat harta? Cine a distrus-o? Mary Jane? Ted? Ted a stricat-o. Ah, Ted. Ce să faci și tu să-mi strici harta? Nu sunt mândru de tine, Ted. Nu. Absolut deloc. Apă și mâncare. Nimeni nu se mai duce afară. Vă dați seama că n-ai urât. The end. Cum? A murit Ted. Băi, deci până nu fac și eu o zi, gen un run în care supraviețuiesc, Insanity a făcut un run pe Țar Bomba. Pe hard. Eu nu pot să fac un run pe, nici măcar pe Baby Boy sau cum sunt. Chiar sunt curios, stați 2 secunde. Deci a murit. A murit. Ziua 61, am supraviețuit 61 de zile. El supraviețuiește 90 de zile. Insanity. Insanity, dacă te uiți la clipul ăsta, spune-mi și mie secretul tău, te rog. Ce, bulanul? Eu n-am bulan prea mult, dar totuși. Cum se numește modul ăla cel mai ușor? Nici acum. E Fat Boy, Țar Bomba, Little Boy, Fat Man. Ok. Vie, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like. Am supraviețuit 61 de zile. Să scoatem și noi un episod. Poate o să scoatem într-o zi. Deci, salutare, dragi mei minioni. Eu sunt Minion Place și pe curând. Mulțumesc pentru tot, pentru vizionare. Bye!